bun găsit, stimați spectatori, Suntem la emisiunea Panoramic și ne-am propus astăzi o temă generoasă care cu siguranță va stârni foarte multe discuții sau stârnește în continuare. E vorba de această lege antifumat, lăudată de unii, criticată de alții. Această lege a trecut de Parlament, a trecut de Curtea Constituțională și a trecut și de președintele Iohannis a fost publicată luni în monitorul oficial. Acum vorbesc din perspectiva de nefumător. Nu iau apărare fumătorilor, nu iau apărare nici nefumătorilor. Cred că ne-am cam grăbit, mai ales că sunt doar 17, 17 state din 28. Au o legislație cât de cât de interzice fumatul în locurile publice. Deci, nu cred că e un motiv neapărat de mândrie sau de apărare a sănătății această lege. Pe de altă parte, eu spun că ne-am grăbit din alte motive, din rațiuni financiare, dar vorbim în această emisiune. Haideți să vă, să vă prezint puțin această știre, mai ales că are o mare problemă. Ea trebuie să se aplice în România refuz să cred să văd imaginea cu pe stradă cum uh, o să avem polițiști, uh, mai ales de ea, mai mari, așa ca mine, chiar și mai mari, cu burtă mare, alergând după fumătorul care n-a stat când l-a somat el. Știți cum e și cu oia care traversează printr-un nepermis. Alergă polițiștii locali degeaba, că nu stau. Asta e. Dar nu, uh, deci, așa ar fi imaginea. Vom vedea însă, pentru că legea vine cu niște chichițe, care încurajează așa pe la noi, pe la români, de țiunea, reclamația, chestii de acest uh, gen. O fi bine, o fi rău, vom fi mai sănătoși și în viitor, Dumnezeu cu mila. Deci, legea care interzice fumatul în spațiile publice închise a fost publicată, cum spuneam, luni în monitorul oficial și va intra în vigoare peste 45 de zile, adică chiar de la jumătatea lunii mă, 16 martie, de la ora 12 noaptea, nu o să se mai fumeze în România în spații publice. Nu vă uitați așa la mine să ziceți că am luat o razna. Deci nu mă aștept să se aplice așa de repede și nici cu atât de mare succes. Sunt atâtea legi în România că dacă s-ar aplica, ar fi România, nu știu, n-ar fi așa o țară foarte avansată față de acum, dar cu siguranță am fi la câțiva în lumină mai, mai în față, mai spre Europa nu e cazul din nefericire. Proiectul de lege, cum spuneam, de fapt legea acum, prevede interzicerea fumatului în spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, la locurile de joacă pentru copii, în unitățile sanitare de învățământ, precum și cele destinate protecției și asistenței copilului. Cum spuneam, avem, are toate aprobările, a intrat în vigoare. Ce prevede legea asta? Că asta o să și discutăm puțin, că încă o dată spun, cred că ne-am grăbit puțin cu această lege sau cel puțin cu anumite prevederi. Și o să vedeți de ce vă spun asta. Potrivit legii adoptate de Camera Deputaților, fumatul este interzis în, cităm, orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan, și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. Păi, acum e o glumă care eu am citat aici din, de pe site-ul Hot News, e o glumă pusă de un cititor, dacă avem un perete rotund, că e unul singur, nu sunt doi, se fumează acolo sau nu? Dacă nu avem tavan și nu apare al doilea, cum facem? Da, asta era o glumă. Legea antifumat interzice fumatul în spațiile de la locul de muncă și în orice loc de joacă pentru copii, fie că este spațiu închis sau un aer liber. Interdicția se aplică și în mijloacele de transport în comun, în unitățile sanitare, de învățământ, cum spuneam, toate acestea. Fac excepție celulele pentru deținuți din penitenciale de maximă siguranță. Totodată, fumatul este permis în camere special amenajate, Exclusiv în zona de tranzit a aeroport, aeroporturilor internaționale, cu respectarea următoarelor condiții. Să nu fie spațiu de trecere sau de acces în spații publice închise. Să fie dotate cu sisteme de ventilație funcționale care să asigure eliminarea fumului de, din tutun cu presiune negativă, să fie dotate cu scrumiere și extintoare și amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor, și să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: camera pentru fumat, loc pentru fumat. Legea interzice și comercializarea produselor din tutun în unitățile sanitare și cele de învățământ, de stat și private, precum și vânzarea la bucata țigaretelor, țigărilor de foi și încă diverse sortimente de țigarete. Bun, să zicem, am văzut interdicțiile. Până ajungem să vedem cum se poate ocoli această lege, că, cum spuneam, legea antifumat versus realitatea românească. Până atunci, haideți să vedem ce sancțiuni sunt. Nerespectarea prevederilor legii antifumate către persoane fizice se sancționează cu o amendă contravențională de la 100 la 500 de lei, iar nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor legii se sancționează cu o amendă contravențională de între 5.000 de la prima abatere, cu o amendă contraversională de 10.000 și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității până la remedierea situației, care a dus la suspendarea activității la a doua abatere. Păi bun, bun, l-a prins pe unul fumând, l-a prins a doua oară. Cum remediez chestia? Ce faci? Vopsești pereții, ce faci ca să spui că ai refăcut. Bun. Legea antifumat a fost sancționată, nu cred că s-ar putea să nu, ave, să nu fie foarte populară deputata de, care a lansat o, din câte știu, a și a și suportat consecințele, dar asta e altă treabă. s-a preluat această lege după model european. însă, cum spuneam, ea trebuie, ea trebuie să funcționeze, să fie aplicată în România. Și de fapt, vreau să vă spun că aici sunt și marile probleme. De ce vă spun acest lucru? Cum o aplicăm? Să nu uităm că sunt aceiași polițiști care sunt și până, care erau și până acum și nici măcar nu putem depista pe care aruncă hârtiile pe jos. Să nu uităm, cu, cu, aceleași forțe de ordine, trebuie să facem ordine, deci nu avem, să zicem apropo, nu avem forțe suficiente să punem în școli pentru a reduce vi violența juvenilă, dar vom avea forțe care să-i păzească pe profesor să nu fumeze. În unitățile sanitare nu avem forțe, să zicem, să păzească spitalele, să nu se întâmple ce se întâmplă prin țară, dar vom avea polițiști care să alerge după doctor dacă fumează, după pacienți dacă fumează. Deci sunt unele lucruri care nu le vom vedea aplicate din primă. Bine, există deputata care a inițiat acest lucru, spune așa, și atenție că e foarte interesant ce spune. Cităm va trebui să veghem cu toții la respectarea legii, pentru că vorbim, cu vorbim de dreptul la sănătate. Nu este o lege împotriva cuiva, ci este o lege pentru protejarea sănătății tuturor. Este o lege pentru protejarea nefumătorilor, a celor care nu pot să aleagă, care au locuri de muncă unde se fumează și sunt nevoiți să fumeze pasiv și pentru protejarea copiilor. Bun, să zicem că deputatul are, are dreptate. Dar cum facem? Deci vom suna să zicem, vedem pe unul că fumează într-o cârciumă, într-un bar, da? Luăm telefonul, alo, 112, veniți repede că fumează Costel. Păi ăla fumează o țigare, fumează două, două. stă acolo să-l prinde poliția. Bun, să zicem că îl găsește poliția. Vom alerga prin 112 ca să dăm o amendă de, zicem, maxim, dar bănuiesc că fim prima de 500 de lei. Și vă dați seama procedura, știind cum se fac procesele verbale, sigur vor mai apare probleme. Sigur și polițiștii respectiv sunt polițiști, deci sigur vor completa cu greșeli. sigur vom avea procese, sigur se va... Deci vă dați seama cum se aplică. Bun, să zicem că totuva, toată lumea va reclama, vom prinde pe, pe infractori. Ce câștigăm? Sănătate, să spunem așa, deși n-am înțeles... Dacă fumează în aer liber Și la distanță Să spunem așa Dacă ești într-o curte și fumezi Pe cine afectezi? N-am înțeles, dar să zicem că Așa a gândit-o legii uitorul Dar știm și noi ce faună Avem prin Parlamentul României Așa că n-ar trebui să, să luăm de bune Tot ce ni se spune Dar să care e dreptate Ce câștigăm? Deci încă o dată spun Câștigăm sănătate poate că ar fi fost nevoie de mai multe spitale, poate ar fi fost deci de bani pentru asta, dar câștigăm sănătate, deci măcar să o apărăm pe a doua avem. Bun, gândire corectă aici. Avem altă dandana. Uh, cu spațiile, deci ne dă voie în anumite locuri să facem acel, acea cameră pentru fumat. Dar ia uitați-vă câte, uh, și v-am citit mai devreme, ce trebuie să aibă o asemenea cameră. Nu va face nimeni investițiile respective că nu sunt bani. Și atunci se va fuma pe unul. Deci tot, toată lumea va căuta, mă refer la fumători, va căuta să ocolească legea. Bun. Vom avea o altă situație, și mai și, anume cea legată de buget. Să nu uităm că, deși țigările s-au scumpit, s-au pus accize, s-au pus diverse anunțuri pe ele că... și sunt toxice, atenție. Cei care fumați, cel mai bine ar fi să vă lăsați. Asta, de fapt, ar trebui. Sau ăsta este mesajul din partea autorităților. Mă cam îndoiesc că pe autorități chiar le-a pus le-a prins așa dintr-o dată dragostea de cetățeanul liber. Mai degrabă, cred că sunt alte interese în joc, dar în fine, să zicem. Că să mergem pe varianta pozitivă. Nu o să mai avem vânzări, că e clar, dacă se încep să se lase foarte mulți din. nu o să mai avem vânzări pe țigarete, nu atât de mari. Impozitele, accizele care mergeau la buget și banii respectiv se direcționau în altă parte, nu-i mai avem. Și din câte am înțeles, e vorba de o sumă consistentă. Deci, nu avem bani la buget. Apoi e problema uh, acel, uh, acelei vânzări la bucată. De regulă, vânzarea la bucată se, practica, se, se, practică încă la acest moment pe lângă școli, pe lângă la micile buticuri, la micile cârciumi de cartier, baruri, unde se vând la cei care vin și care n-ar trebui să fie acolo. Dar atenție! Tinerii respectiv consumă alcool, bine mersi, în continuare. Legea spune că n-au voie nu se întâmplă nimic. Ea, la Târgu Jiu, apropo, au făcut o razie două acum câțiva ani și de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Ai noștri au și avansat între timp cu enobotanice, cu alte, deci deja s-a depășit de mult nivelul. Bun, acum ar mai fi o discuție, de asta am și adus vorba de enobotanice. Bun, întărim chestia pe țigări, pe, vă, dar noi avem din ce în ce mai mare consumul spre enobotanice. Deci reducerea aia de care vorbim, nu știu cât, cât, mai stă, cât mai stă în picioare. Deci, trebuie ca această lege să o aplicăm în România. Și vreau să vă spun la acest moment că tare mi-e frică că ea nu va putea fi aplicată prea curând. Sau va fi aplicată la nivelul în care sunt aplicate și, și alte legi. Nu cred și nu știu cine își permite din partea statului român să investească mai mult pe această lege, mai ales că acum vreau să vă spun foarte mulți dintre români nu sunt nici conștienți de pericolul la care se expun. Pe de altă parte, într-un spațiu închis, e clar, se expun la foarte mult. Încă o dată spun, pe spațiu deschis, cred că avem, cred că avem o, o problemă. Acum am o nelămurire, și credeți-mă că nu mi-am lămurit-o în lege, și de văzut în perioada viitoare cum se va aplica: că legiuitorul e foarte șmecher, în sensul că directorii de spital, de școli, de licee, de alte instituții descentralizate, prefectul, președintele Consiliului Județean, primarul, vor avea drept obligație, atenție, să respecte, adică ca angajații săi să respecte legea în incinta unităților respective, deci legea antifumat. Știm cu toții că în instituțiile bugetare doi din trei angajați sunt fumători și nu exagerez. Nu exagerez, mergeți la prefectură, mergeți la orice primărie, mergeți la orice școală și o să vedeți că foarte mulți fumează îi vedeți dumneavoastră acum pe directori, pe primari pe nu știu, chiar și șeful poliției dacă în sub, la angajații în subordine păzindu-și angajații să nu fumeze eu nu prea văd în România deci mai degrabă cred că ar trebui să îi convingem pe aceștia, deci cred că înainte de a aplica această lege trebuiau tot a încheltui noi sume enorme pe formare profesională și alte bazaconii, că nu s-a format nimic, poate ar fi trebuit ca unii să, să, fie, să pe un fumător sau pe un angajat să urmărească și firmele să se documenteze, să vadă pericolul. Poate așa apoi era de aplicat. Altfel, eu cred că toți vă vom lua în râs. Bine, vor fi și din cei care și sunt și acum, din cei care sunt foarte duri cu ăsta domne să nu se fumeze. E bine să fie așa. Din păcate, trăim în România. Credeți-mă la ce văd eu în acest moment și poate mai vorbim peste câteva luni pe acest uh, subiect. Eu mă aștept ca cei care suportă consecințele, nu știu dacă negative, dar oricum, se va vedea în cifra de afaceri, să fie patronii de, patronii de baruri, cârcium și celelalte. Ei vor fi vânați cu siguranță dacă vor încălca această lege. Ceilalți, la instituțiilor, se vor apăra unul pe altul și nu va fi foarte greu de aplicat o asemenea lege. Și încă o dată spun, uh, greu de... Uh, nu văd polițiști, adică au foarte multe treburi mult mai importante decât să prindă un fumător. A, poate dacă bagă de neau. De neau se pricepe oricum la toate și s-ar putea să-l vedem alergând după fumători. Dacă merge de neau, cu siguranță această ă, acceptare a legii, această aplicare, va fi uneva la cote foarte înalt. Altfel, spune legiuitorul că de această aplicare a legii va răspunde poliția, dar mai ales poliția locală sau în special polițiile locale. Bine ar fi să fie așa, dar eu vă dau un exemplu acum, începând de astăzi. În Târgu Jiu avem o strada 11 Iunie, deci zona Sfântul Nicolae, pentru cei care știu, să zicem mai aproximativ străzile. Unde sunt mai multe grădinițe, e școala Sfântul Nicolae, unde polițiștii de la rutieră sau poliția municipală, cred a solicitat primăriei Târgu Jiu să pună semne de interzis oprire, nu staționare, sau și una și alta, că sunt două semne, pe zona respectivă. Deci cei care vin sau trăgeau că să-și lase copiii, practic nu mai pot face. Trebuie să, deci pe distanța unei străzi, deci din de sute de metri, nu mai poți opri mașina în niciuna din zonele respective. E adevărat, acolo era un talmeș-balmeș de ani de zile s-a descoperit cuiul pe pe -a, dar, practic ai, făcut, ai rezolvat o problemă și ai creat încă trei. Model gorjenesc, model românesc. Dar aș vrea să vă spun alt lucru. Am mai văzut aici în oraș și vă dau apropo de inimii, ca străzii, vis-a-vis -vis de prefectura Gorj este celebru parc Brâncușian, grădina publică. Cei care vreți să mergeți acolo în parc, la disco, uh, E o piscină. Sunt mai multe locuri. O să vedeți cuiul pe pe care n-am făcut o fotografie, dar aveți de, cu interdicție de a intra cu mașina în parc. Logic, n-ar trebui să intrați. Apoi aveți staționare și oprire interzisă. Deci, atenție, aveți întâi, n-aveți voie să intrați, după aia n-aveți voie să staționați și, și n apoi n-aveți voie să opriți. Deci, dacă noi nu suntem Caracalul, numai poliția care a pus aceste lucruri sau primăria. Re, revenim asupra acestor lucruri și în, în, și în alte emisiuni. Aș, da, aș vrea să-mi confirme colegii și au și făcut-o. Într-un minut, ce să vă mai spun apropo de aceste lucruri? Să știți că se întâmplă la acest moment lucruri foarte interesante. Procurorul General Tiberiu Nițu a trebuit să plece și a dat demisia. Era pe undeva normal pentru că era din, numit de fostul premier Victor Ponta. Însă am și eu o nelămurire. Mă frate, coloanele oficiale, adică chestia aia cu polițist antemergător, nu știu ce, eu am cam văzut-o la toți miniștrii care au venit pe la Târgu Jiu. Dumneavoastră nu? Știți când dau îmbățâială că vine nu știu care ministru de line a auzit de el? Mai țineți minte? Ei acum aveau o coloană să fi fost numai Nițu? Sau numai Oprea? Eu am impresia că toți mari mahări politici ai noștri din ultimii ani, toți au cam avut coloane, chiar dacă acum fac pe, pe nevinovații. Dar despre asta și multe altele, promit că revin săptămâna viitoare. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!